și rechin. Acolo nu erau și fiare care se devorează între ele, fac rău. Cum zice Dumnezeu că toate sunt rău? Ăsta este unul din misterele problemei răului. Greu de înțeles, o să revin asupra lui, în ce măsură e lumea în corpus mixtum. E gândită ca fiind integratoare, nu cum să spun eu, discriminatoare. O să revin la asta în final, cu un comentariu la parabola grâului și neghinei. Eu mărturisesc că sunt una dintre perplexitățile mele curente este când văd cum arată spectacolul lumii animalelor. Eu nu pricep, dacă e cineva aici care poate să-mi explice, sunt încântat. Eu nu înțeleg crocodilii. Nu înțeleg zăcovenile astea. Ce are? Sunt urâți? Sunt răi? Unde stă necesitatea a priorică a crocodilului? Eu nu înțeleg nici girafa, ca să fie. Știu, mi se spune că are gâtul lung ca să poată mănânce frunzele de un vânt. E plin de vegetariene care n-au gâtul lung. Se descurcă cu ce e la îndemână. Mie mi se pare ceva alucinant. Bine, știu că cu asta supăr foarte mult organizațiile pentru protecția animalelor. Încă o dată am declarat asta și mi-a spus unul, ce ai bă cu crocodilii? Foarte drăguț, urâtul. Avem și un politician care se luptă sincer pentru drepturile delfinilor, pentru drepturile tuturor animalelor. Dar recunosc că eu am o problemă să le integrez. Problema asta însă, și problema de care vorbește Ioan Gurădaru, pare să capete un prim răspuns chiar în Vechiul Testament. Pentru că acolo, la Isaia 45, versetul 7, vorbește Dumnezeu în felul următor. Eu întocmesc lumea și fac întuneric. Lumina și fac întuneric. Eu dau propășirea și aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate acestea. Există și alte pasaje în sensul ăsta, care sunt extrem de puternice și ușor de scumpănitoare. Dumnezeu e singurul creator, nu sunt mai mulți. Și soluția maniheistă, sunt două puteri egale, nu e acceptată nici măcar de necreștini, de pildă de Platon, de Aristotel, pentru care binele e partea tare a lumii și rău e partea moale. E partea derivată, slabă, accidentală, anexă, marginală. Binele este forța reală. Binele e doar, rău e doar posibil. Și cum e posibil? Se actualizează prin creștere omenești. Pentru că binele e acolo, e substanțial. Cu asta ajungem la soluția personală a problemei răului. Răul vine de la o entitate, că îi spun unii diavol, unii satana, unii vrășmașul și așa mai departe. Dar acum ne-i iată întrebarea, ce e cu ăsta? Există demon? Ne dă voie nouă credința să credem în demon? O să vedem că ne dă din plin. Bun. Menționez doar din să și soluția tainei. Asta place foarte mult teologilor. Cum au de răspuns la o chestie mai complicată? Nu taine. E adevărat. Nu putem aspira la o lămurire rațională, globală, a oricărei întrebări. Sunt lucruri la care nu avem acces. Sunt lucruri tainice. Dar recunosc că după ce spui asta, treci la altceva. Și consideră problema clasată. Există și soluția preventivă, ca să termin cu soluțiile, și anume, e bun nițel rău ca să prevină un rău mai mare. E îngăduit și în dreptul canonic există asta. E îngăduit chiar câte un derapaj cu condiția ca acest derapaj să pună o piedică unui derapaj major.
prostituția intră în aceste derapaje, cea legalizată, admisă. Pentru că împiedică o amplificare a unui derapaj mult mai rău. Știți, e vorba lui Paul Claudel, când a fost întrebat despre toleranță. Și a spus, toleranță? Il y a des maisons pour ça. Bun. Întrebam dacă există diavol, dacă există demon. A zis odată un călugăr de la Fundem, cum să nu există? Bine că și îngerii și demonii sunt nevăzuți, că nici sunt atât de mulți, că nici să mănânci nu mai poți. Nu mai spun povestea pe care poate am mai spus-o, o repet, că mi se pare admirabilă, a părintelui Cleopa, care a stat vreo 10 ani ascuns în pădure, singur, și l-am întrebat într-o zi, ați avut vreo întâlnire cu diavolul acolo? Și a spus, diavolul acolo. Dragii miei, așa vorbea cu publicul, că era mult. Când ești la oraș, diavolul vine sub forma unei cărți, a unei femei, a unui prieten, a unui... Când ești singur, vine personal. Mare, a existat această întâlnire, nu mai spun, pasaje faimoase din Evanghelie, la Petru, privegheați că vrăjmașul umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine se înghită, va de retro Satan, spune Iisus, într-un moment crucial al trecerii lui spre supliciu, și tot ce ne spun Sfinții Părinți când stau în pustie și se luptă cu tot felul de năluci, mai mult sau mai puțin eficient. Dar există exorcisme în biserică, există botezul, te leapezi de Satan, există sfințirile, vă zic că există un fel de a negocia, ca să spun așa, de a lupta cu o prezență demonică, care nu e de anvergura Creatorului, dar care e acolo. Și de care trebuie ținut cont, pentru că păcatul e al tău, dar ispita nu e a ta. Ispita vine din afară. În urmare, ai de-a face cu o situație în care păcătosul ești tu, dar bobârnacul decisiv nu vine dinăuntru, ci vine de la o provocare exterioară. S-a vorbit, nu insist acum, despre locuri predispuse să găzduiască demoni. Locuri demonice, pustiu. Toate luptele monahilor din vechime se vedeau în lui Iisus însuși ispitit de demon în pustiu. Pădure, scorburi, locurile crepusculare, peștera. Momente ale zilei, demonul amiezii. După masă, când te cuprinde o nevoie de siestă echivocă, ăla e un moment în care demonicul știe să intervină. Și călugării își vorbesc despre asta ca fiind sursa uneia dintre marele lor probe, tedium corpus, acedia, starea de plictiseală, lehamite, derută și așa mai departe. Visul e un loc în care demonii pot interveni. Nu știu dacă domnul Ciomoș o să fie de acord cu asta. Dar aici e o dispută teologică. În Evanghelie știm că Iosif i-a anunțat că se va naște Iisus în vis. Deci visul poate să fie un mediu valabil de comunicare. E, Părintele Cleopa, pe care o pomeneam, spunea, nu, trebuie respinse toate. Adică nu știi. Poate unele vin de la înger, dar nu știi tu să le deosebi. Mai bine zici nu la toate. Un pragmatism moldovenesc foarte onorat. Bun, demonii apar, se spune, și în gregaritate, mase, mulțimile care încep să fie autonome, să mișcă altfel decât fiecare membru al lor.
Deci există o prezență de acest tip pe care trebuie să o luăm în seamă. Acum ajung la problema păcatului, dacă mai rezistăm un fel de oră. Așa.